Acest clip îți va salva 5 ani de pierderi în trading. Luați-vă o foaie și un pix și pregătiți-vă să notați următoarele informații. Pe parcursul videoclipului veți găsi top 5 sfaturi care mi-au salvat o grămadă de pierderi în trading și totodată la finalul clipului veți găsi o întrebare la care mi-aș dori un răspuns din partea voastră ca să fac un mic studiu de caz și să vedem niște rezultate interesante. Înainte să începem, nu uitați, vă rog frumos, să vă abonați și să apăsați pe acel clopoțel ca să fiți notificați cu fiecare videoclip pe care îl postez și să fiți primii care aflați aceste informații foarte valoroase. Bun, să începem topul. Regula numărul 5. Nu ai voie sub nicio formă să faci trading nervos. Evită să faci trading când îți e rău, când ești prost dispus, când ești nervos, când ești trist sau chiar când ești prea fericit. La începutul carierei mele aveam momente de genul ăsta când făceam trading nervos, poate ai o ceartă, nu știu, cu iubita, cu familia, etc. Nu are sens să intri și să-ți arunci emoțiile în grafice. După cum știți, în trading trebuie să fiți foarte stabil din punct de vedere emoțional și de asta nu are rost să vă încărcați și cu emoțiile din exterior. Mi-a luat ceva timp să-mi dau seama că nu are sens să fac trading, spre exemplu, când îmi este rău. Aveam zile în care mă trezeam și poate eram răcit și eu mă ambiționam să fac trading, intram pe grafic, nu vedeam corect tranzacțiile, executam mai prostii și după îmi dădeam seama că băi, asta e puțin că am făcut o greșeală, nu am ținut cont de regula aia, și îmi dădeam seama că am făcut ceva stupid și mi s-a întâmplat chestia asta de minim 3 ori. De asta mai bine evitați, decât să faceți o pierdere, mai bine vă luați ziua aia pauză, vă recuperați. Vă regenerați, să zic așa, vă întoarceți la 100 HP și după vă puneți înapoi pe treabă. O rezolvare pentru această problemă ar fi meditația. Să știți că eu meditez 10, maxim 20 de minute pe zi și nu vă gândiți acum la meditații de la de stau în templu și mă pun cu degetele așa și închid ochii și așa mai departe, nu. Este o meditație la modul mă pun, eu de regulă o fac, ori ies undeva afară, ori mă pun în pat pur și simplu cu ochii închiși și ascult clipuri de 10 minute sau 20 de minute speciale cu cineva care te ghidează pe fundal. Aceste meditații au rolul de a te face calm, de a te relaxa, mai ales dacă ești genul de persoană care te enervezi ușor sau ești emotivă. Sunt destul de sigur că aceste clipuri și tipul ăsta de meditație te va ajuta. Nu vei simți rezultatele de la început, probabil le vei simți după vreo 10-12 zile, dar credeți-mă că merită. Eu nu eram deloc fan meditație până să încep să fac și să-mi dau seama cât poate să mă ajute. Regula numărul 4. Chiar dacă pare foarte logică pentru mulți dintre voi, folosiți stop loss. Nu aveți voie să executați tranzacții fără să vă plasați stop loss-ul încă de la început. În viața mea nu am avut o tranzacție fără stop loss. Credeți-mă, tradingul fără stop loss este gambling și atât. Nu ai cum să fii constant profitabil fără să-l folosești. Vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii, dar sincer, ați plasat vreodată în viața voastră un trade fără stop loss? Vă rog frumos, creți-mă acolo. Chiar sunt super curios de răspunsurile voastre. Mergem la regula numărul 3. Există o zicală. Trade what you see, not what you think. Tradus în română e destul de ciudat, sună ceva de genul fă trading pe ceea ce vezi, nu pe ceea ce crezi. Mereu trebuie să iei deciziile bazate pe regulile tale, pe ce îți arată graficele și pe ce informații îți furnizează, nu pe ceea ce crezi tu că se va întâmpla, că ai văzut tu că a fost o scădere puternică și tu crezi că se va duce mai jos. Nu există așa ceva în trading. Totul este analiză tehnică, este statistică, probabilități și așa mai departe. Puteți să vă scrieți acest citat cu trade what you see, not what you think. Este un citat foarte, foarte tare. Eu l-am folosit în primul an de trading, îl citeam mereu și trebuie să-l înțelegeți cu adevărat. Bun, au rămas pentru final cele mai bune două sfaturi. Dar până la ele, dacă apreciați munca depusă, informațiile gratuite, timpul și banii investiți în aceste videoclipuri, m-ar ajuta foarte mult să dați un share pe story la acest clip și să-mi dați tag, o să vă dau repost fiecăruia. Și de asemenea, un like, un comentariu și un subscribe la acest clip. Ultimele două reguli. Regula numărul 2. Învață analiză fundamentală. Există două tipuri de analiză, după cum știți, analiză tehnică, analiză fundamentală. În mentorat intru complet în aceste detalii și le iau pe fiecare în parte și le explic. Dar acum, pe scurt, analiza tehnică se bazează pe analiza pe grafice și analiza fundamentală se bazează pe analiza știrilor. Învață să analizezi și să interpretezi știrile.
trebuie să înveți să-ți placă lucrul ăsta. Eu personal sunt foarte pasionat și am petrecut zeci, sute, mii de ore în viața mea citind știri, interpretându-le și așa mai departe. Puteți folosi site-ul, spre exemplu, investing.com. E un exemplu random pe care vi-l dau, este un site gratuit. Nu sunt sponsorizat de ei sau ceva de genul, dar îmi place foarte mult și este un site foarte tare. Vi recomand ca să citiți știri în acea zonă. Învățați să le analizați, să le interpretați, să înțelegeți ce se întâmplă în spatele lor. Această analiză te poate ajuta în ce sens? Să salvezi din pierderi, pentru că știrile afectează foarte tare piața și în momentul în care știi cum să tratezi știrile, știi exact momentele în care strategia ta este afectată și știi să eviți acea perioadă. Prin urmare, poți să filtrezi foarte multe pierderi, poți să le scoți și rămâi cu mai multe câștiguri și cu mai puține pierderi. Nu toate știrile sunt de evitat, sunt anumite știri specifice și de acestea de asemenea trebuie să le înțelegeți. Nu o să intru mai multe detalii de atât pentru că e destul de complicat. Am materiale care acoperă complet acest subiect și le găsiți pe site-ul meu. Regula numărul 1. Impuneți o pierdere maximă zilnică sau prescurtat 3 losses rule. Eu folosesc această regulă de când am început trading-ul, v-am mai povestit în clipul cu cea mai mare pierdere din viața mea, că am avut acea pierdere fix în momentul în care am încălcat această regulă. De atunci nu am mai încălcat-o niciodată. Regula sună în următorul fel: dacă ai făcut 3 pierderi consecutive, te-ai oprit. Stop, gata, s-a terminat. Această regulă poate fi modificată în funcție dorințele voastre. Spre exemplu, eu acum am 2 pierderi consecutive. Dacă am făcut 2, m-am oprit din trading indiferent. De asemenea, trebuie să învățați să vă puneți targeturi și pentru profit. Sunt foarte multe persoane care au o zi profitabilă și nu știu să se mulțumească cu profitul și până la finalul zilei îl pierd. De aceea, în momentul în care începeți o zi bine și aveți un profit bun, trebuie să vă puneți un target și să opriți ziua de trading în acel moment și să luați profitul pe care l-ați primit. De asemenea, la pierdere maximă, impuneți-vă o pierdere maximă într-o zi. Dacă ați pierdut atât de mult, înseamnă că probabil ziua respectivă nu este bună pentru strategia voastră sau pur și simplu nu este o zi bună în general. Nu are rost să forțați și să pierdeți și mai mult. Nu uitați și de giveaway-ul pe care îl organizăm pe Instagram cu acces gratuit lifetime la comunitatea privată și la mentorat. Mai este o săptămână până la extragerea câștigătorului. Eu zic că merită să vă înscrieți, vă ia un minut și puteți câștiga o experiență frumoasă. Și până la întrebarea de final de clip, vreau să vă reamintesc că dacă doriți să învățați trading, găsiți pe site-ul meu atât informații gratuite, cât și informații contra cost. Și acum întrebarea finală: care este regula voastră care v-a salvat până în acest moment cei mai mulți bani? O să citesc toate comentariile și dintre ele o să văd care este regula cea mai comună. Sunt foarte curios, vreau să le sortez pe foaie și să fac un studiu. Mulțumesc mult pentru atenția acordată. În următorul clip de acest gen o să vă zic și rezultatul. Mulțumesc pentru timpul acordat și ne vedem în următoarele videoclipuri. Pa, pa!